Față de niște practici din învățământ. Deci, eu sunt împotriva ceea ce se întâmplă acum în învățământ. E vorba de corupție aceasta mizerabilă. Sunt convins că situația în care ați ajuns voi nu se datorează neapărat vouă. Așa este un sistem foarte putred, mizerabil, cu adevărat mizerabil. Pentru că iată ce mi s-a întâmplat de-a lungul timpului. Mi s-a întâmplat așa. Să constat că în clipa în care voi aveți o problemă, ca și copiii la un moment dat evoluând în clasele să spun 5-8, așa, în clipa care ați avut o problemă și ați rămas undeva în urmă la un obiect sau altul și ați avut ați descoperit că se poate și altcumva, v-ați dus la mama și la tata și spus, știi ce, da, am greutăți la cutare, dar de ce nu înveți, spune mama, dar de ce nu știu, păi, da, știi, că nu înțeleg, tu ca și copilul te-ai eschivat un pic. Nu pun deloc la îndoială faptul că în fața voastră s-au aflat și de foarte mulți, de multe ori colegi de-ai mei, care v-au presat de cu formă, de tip meditații, nu știu, nu vii la meditație la mine, nu te trec lasă. Nu? S-a întâmplat chestia de asta. Așa. Și atunci, tu ce ai făcut? Ai mers la mama și la tata și ai spus, uite, am o problemă, dar nu. Și mama a rupt de la gura voastră, tata l-a rupt de la gura voastră, din ce? Și s-a dus la respectivul și a ajuns acolo și în felul ăsta, tu ai venit la școală spunând, gata, s-a rezolvat. Așa este? Deci s-a rezolvat pentru că știi tu că s-a rezolvat. Ei bine, eu vă mărturisesc că am fost și rămân un înverșunat împotriva acestor practici. Și fiindcă o văd pe părerea voastră din spate acolo, dar ei, nu mă sfiez să fac următoarea afirmație acum. Eu v-am mai pomenit și în rândul și anul trecut, v-am pomenit că ea a fost una dintre cei care, sau am spus, nu știu dacă pe nume a fost, dar am spus că a fost una dintre cei care a apelat la sprijinul altcuiva, convins încă împotriva voinții tale. Ține minte ce spun, nu te condamn deloc împotriva voinții tale, pentru că tu te convinsești de-a lungul timpului că nu este cazul să ajungi pe alte căi, ci mai bine și mai cinstit rămâne să faci ce lucru. Să înveți tu că sigur vei fi sprijinită. Asta ți era clar. Dar mama și nu știu ce acolo, a mers și vorba de domnul inspector Ficuță, la care a ajuns mama, și cu care a venit anul trecut la sfârșitul anului. Când i-au încheiat mediul la voi, au venit în cancelare. M-a invitat domnul director în cancelare, în cabinetul dânsului. Haideți că vă așteaptă cineva. Cine era? Era domnul Ficuță. O doamnă, eu nu știam că e mama ta, îți mărturisesc sincer. Și în clipa în care am ajuns, domnul Ficuț, să spun, știți, domnul inspector general, eu v-am spus că am fost o perioadă de timp scurtă, inspector general, și Ficuț fusese pe perioada aceea angajat de mine. În perioada aceea. Și atunci, domnul general, nu știu ce, eu am spus, să ai o clipă, lasă-l cu domnul general, te rog, intră subiect. Ce am vrei tu? Păi știți, eu am un deosebit respect pentru liceul ăsta. Bine, hai, intră subiect. Așa. Și știți, sunt cu doamna, sunt, dacă ți-a povestit mama, sunt cuvintele, le repet al lui Ficuță.
Sunt cu doamna și are o fetiță în clasa noastră, cum se numește, eram cu catalogul sub braț, ieșeam din, de la voi, după ce încheseram deja mediu, ghiseseram, da, situația. Și zic, cum se numește? Darie se numește. Și am zis, deschis catalogul și i-am arătat, uitați, media 3. Domnul inspector insistă foarte tare atunci, m-a pus într-o postură foarte neplăcută, insistă să modific media. I-a spus, doamne, în viața mea am 29 de ani de învățământ, nu am modificat vreodată medie. Te rog să mă înțelegi, n-am modificat o notă. Eu mă respect cu sfințenia, asta este crezul meu. Cred că Dumnezeu a hotărât să mă ocup de treaba asta și o fac cu toată dragostea și cu respect pentru cei care s-au devoat. Și nu pot face așa ceva. La care, inspectorul Ficuței insistă foarte tare, nu știu ce, domnule, te rog frumos, în vară va fi altceva, dar acum nu cere așa ceva, era o situație benedictă. Sigur că în vară, eu, mai ales că ea trebuia să o ajut, m-a ajutat și ea, mărturisesc că m-a ajutat, pentru că s-a pregătit, ea a venit cu respect, nu a mers pe varianta că Ficuță a pus o vorbă și că, bă, vadă că acum, ați văzut în fața voastră, mi-a făcut dovada foarte precisă a faptului că ea s-a apucat de învățat și eu respect pe oricine. Trebuie să spun și ție o notă, am uitat să-ți o pun data trecută, deci îți voi pune nota, eu generalizat chestia aceea, mi-am amintit și o voi face. Așa. La fel, pe tine te sprijin, pe oricare dintre voi, am pus notele acelea de 2 ca și un semnal pentru că trebuie să vă apucați de treabă. Ce altceva, eu sunt ca și judecător. Deci mă înțelegi, sunt ca și judecătorul care trebuie să reacționeze într-un fel când lucrurile nu merg. Acum, sigur că de-a lungul timpului, eu m-am manifestat deschis poziția împotriva bișniții din învățământ. Eu așa o spun, bișniță, este o bișniță prin care o parte din părinții noștri, colegii mei, bagă mâna în buzunarul părinților voștri, care câștigă cu greu, de foarte multe ori cu greu, bucata de pâine. Și asta era o situație foarte exactă. Uitați, zilele trecute m-a sunat cineva, o mămică, și îmi spune așa. Domnule profesor, nu știu dacă am mie bine, sunteți profesor Ursu, da. Zice, aș vrea să vă cunosc. Eu am și încep să plâng la telefon. Stați, domnule, dar ce s-a întâmplat? Vă rog să vă reveniți și să-ți povestiți. Am o fetiță și aș vrea să am înțeles că dumneavoastră faceți meditație cu copiii care nu au posibilități. Și aș vrea să vă cunosc. Am fetița în clasa 8 și vreau să vă cunosc. Și zic că, bine, uite, vă dau adresa și poftiți la mine, să stăm de vorbă. A venit mămica cu fetița aceea la mine. Tot plângând, fetița plângea și ea, i-am invitat, în sfârșit am stat de vorbă și am aflat așa, că fetița e în clasa 8-a, că mare un frățior în clasa 10-a și mai avea încă o fetiță de 2 ani și că erau șomieri ambii părinți. Iar fetița era în clasa a 8-a la școala 19, nu dau numele profesorului la care lucra, dar mi-a spus așa, toți din clasă fac meditație încă dintre a 5-a, toți. Copiii fac meditații. Ce vin avea acel copil când avea bani? Exact. Mă întreb, de ce trebuie să se instaleze diferența între copiii dintr-o generație? Pentru că unul are posibilități și altul nu are posibilități. Nu este nedrept. E cu totul nedrept. Și mai ales, acum, cine are bani și vrea să facă meditații? E liber să facă, n-ai bani, lui are disponibil, suma necesară, face treaba asta. Dar nu-și mai face treaba profesorul acasă, pentru că nu-și mai face treaba la clasă, pentru că te așteaptă, așa. Și te presează pe tine copil, nu-i drept, nu-i drept. În fața Dumnezeu nu avem voie să greșim. Eu sunt revoltat până dincolo de normal. Dar dacă era un profesor cu inimă, putea să nea, știind când avea posibilitatea. Aici ai atins o chestie foarte sensibilă. Vreau să-ți povestesc, îmi place. Ne-am mai discutat și mi-a plăcut la voi atitudinea aceasta de a intra în discuții directe, fără jenă, despre realitățile actuale. Ei bine, în clipa în care, trebuie să vă spun și eu, de-a lungul timpului am făcut meditații foarte mult. Foarte mult. De ce să mă spun? Însă la mine veneau toți cei care doreau să facă meditații. Cei care aveau plăteau și cei care nu aveau nu plăteau. Deci era o situație de genul, nu puteam să fac selecții între cel care are și cel care nu are. Nu avea rost, adică mi se părea inuman.
Și atunci, îi dădeam altceva, îi dădeam banul și atâta tot. Eu îmi făceam treaba cu simplu răspunde. Dar, întâi și întâi, o făceam nu pentru copiii mei. Elevii mei de la clasă primeau tot ce trebuie de la mine ca și nivel de cunoștințe. Eu mă străduiam, cum vedeți că mă străduie de fiecare dată, cu toată dragostea, ca să pot ajuta pe toți. Însă, cei de alte clase, cei care nu aveau șansa să aibă un profesor, să spun, care chiar muncea cu toată credința. Și atunci am văzut pe cei care fiind neajutorați. Și am spus, pentru ce trebuie să fac? Și dacă au și dacă nu au bani. Păi tocmai am fost și, deci cum ați spus dumneavoastră, în clasa 10, la început, când ați început să facem pregătați așa, toți veneam de cealaltă clasă și cine avea bani plătea, cine nu, nu. Da, atunci când au luat să-ți face acela... Un gest foarte nobil de partea dumneavoastră pentru cei care nu aveau. Da, bă, eu o făceam, repet, dintr-un respect pentru cei care nu au. În primul rând, la ei mă gândeam. Și eu îmi doream doar spațiu să-l achit. Plăteam 3 milioane pe lună pentru spațiul respectiv. De fapt, de acolo a venit și ideea proiectului, trebuie să vă mărturisesc. În clipa în care mi-am dat seama că pot înregistra lecțiile, mi-am spus că ce bine ar fi ca să profite mai mulți copii de chestia asta. Nu? Și că ce bine ar fi să înregistrăm lecțiile și de aceea anul trecut am făcut investiția care am făcut-o și veneam de 5 ore, 5 dimineața după amiaza, munceam cu toată dragostea așa, pentru că voi ați ghicit, eu nu aveam nimic de câștigat, dar era dragoste, forța asta dincolo de mine, dacă vreți, să aproape inumană, ca să... Există, de fapt, o dorință imensă în mine de a-i putea ajuta pe cei în nevoie. Și dacă să știți bine și cu chestia cu măicuțele, puseserăm acolo o casetă și mi-am exprimat chiar dorința ca cei care vor să dea un bănuț, să-l dea, pentru că eu doream să ajung măicuțele acele care puseseră chiliile. Voi ați fost la măicuță, știți exact. Da, am fost. Ei bine, un elev m-a întrebat așa, domnule profesor, dumneavoastră, la clasa cealaltă, la 12H, dumneavoastră, n-ați obosit? Extraordinar de frumos m-a întrebat. N-ați obosit? Că noi am descoperit că aveți un disconfort de proporții. Practic, sunteți izolat tot timpul, în colectiv, oriunde vă duceți. Ți interesează și de la Moinești? Într-adevăr. Și acolo am avut aceeași poziție, eu sunt nu de azi de ieri, ceea ce asta mi este structura, nu pot trece pe lângă cei în nevoie și nu pot să ajung la nivelul celor care practică tot felul de lucruri. Și am fost tot timpul, dacă vreți, într-un disconfort așa de proporții, cu scenarii fel de fel, sunt călit în lupta aceasta. Ei bine, acum, ieri, s-a declanșat o activitate care face parte dintr-un scenariu foarte bine pus la punct. Regizorii sunt maestri. Și eu știam ieri că cel care a venit, inspectorul așa, Gruia, veniseră cu intenție foarte precise pentru a mă lovi. Și atunci, l-am surprins că mi-am luat camera. În clipa în care a văzut camera pusă, dacă vă amintiți, eram pe acolo, pe hol, pe între voi, nu? Așa. M-a întrebat, se filmează? Și am spus că da. Și m-a mai întrebat, trebuia să-ți cer voie. Nu? Cine era pe acolo pe aproape? Sau tu, voi erați? Nu, eram fasă. Așa, trebuie să-ți cer voie. Și am spus, n-am de la cine, că e lecția mea. Și doar nu vă filmez pe dumneavoastră, ci... Da, dar eu n-am nevoie să apăreți în film, neapărat. Așa. Eu filmam lecția așa cum de fapt am mai făcut-o de-a lungul timpului. Așa. Și chestia asta l-a supărat într-atâta încât și-a luat jucăriile și a plecat. De fapt, ce se întâmplaseră, rămăsese fără obiectul muncii. Obiectul muncii fiind acela că, neavând înregistrată lecția, era foarte ușor să înceapă de pe poziția inspectorului să -mi facă praf lecția. Așa se explică starea mea de neliniște, care era transpusă într-o formă de emoție, dar de fapt era nu emoția adevărată, era emoția împotriva mizerii. Mă credeți?
Deci era, dacă vreți, o emoție în ghilimele spus. Era furia aceea care se declanșase în mine când din nou mă aflam singur, doar cu voi, împotriva, o să vă descoperiți cât de repede, că scenariul este la început, deci se derulează, trebuie să vă spun și secvența de aseară, de mai multă vreme, de vreo lună și jumătate, clasa cealaltă, 12H, a picat în capcana unui regizor bun, mi-e teamă de ei și regret enorm de mult că sunt atât de ușor manipulați și corespunde în clipa de față cu interesul lor de moment. Tristețea mea este mare, fiindcă ei n-au putut discerne și n-au descoperit, mă bucur că voi ați descoperit mai devreme, că eu chiar vreau să vă ajut. Deci dorința mea este imensă să vă ajut, că vă spuneam de foarte multe ori, tot așa de ușor mi-ar veni și mie să pun nota de 7 și de 8, că tot atât efort fac. Păi tocmai la un moment dat eram supărat, așa că ne punea să mă adăuie. Ce rezumim asta, dar ne-am dat seama totuși că muncim. Și făcând atât efortul pentru obiectul acesta matematic, s-au obținut și rezultate. Da. Și dumneavoastră vă comportați și ne dați puterea aia de muncă. Trebuie să vă spun încă ceva. Eu am avut curajul să mă revolt împotriva unor practici de acestea de bișniță, o spun cu toată, cu gura plină, practicate chiar în școala noastră. Sunt deci o grămadă semn care iau și... Pe față așa, deci exact marea majoritate pe față. Păi uite, la sfârșitul anului, la cancelarii, la servici și veneau părinții cu ziarul și băgat în ziar banii ca să ducă la profesor la sfârșitul anului. Este extraordinar. Mă credeți că aceste lucruri aproape mie nu vine să cred. Dar m-am mai convins copiii tot așa în discuții. Și a spus, domn profesor, dar dumneavoastră că sunteți un om al altor vremuri. Așa mi-am spus. Păi, ce corupție mare, dar noi deci pur și simplu se merge în valută. Mă îngroziți copii, mă îngroziți. Păi dacă nu ai bani neapărat, tu și muncești, dai la casă. La scutura cu boare. La scutura cu geamuri. Hai, lăsați-mă, nu se poate. Nu se poate. Este mult prea mult ce spuneți. Pentru că, vedeți, acum încep să am explicația a întregii mizerii și dacă vreți, veți lega acum ce se va întâmpla în continuare cu mine. Că lucrurile vor evolua destul de urât, vor începe din nou prin ziare, prin tot ce... Acum da? Nu, dar nu vă cer ajutorul, nu asta. Eu am credința lui Dumnezeu, haideți să vă mărturisesc chestia asta, puterea mea vine de acolo. Deci vă spun cu tot sufletul, că am convingerea că vom izbândi, chiar dacă sunt singurul. Vedeți, se vorbește peste tot de corupția la modul general. Deci, la nivelul guvernului, peste tot așa. Dar eu vorbesc și țip în gura mare despre corupția din învățământ. Eu aici o văd foarte bine. Iată victime sunteți voi. Haideți voi, spuneți-mi dacă e drept. Ce motivație mai aveți voi de învățat când unul dintre voi spune, apoi am aranjat. Și spune cu gura mare în voi, cu voce, spune, i-am aranjat la obiectul cu tare. Da. Pentru că treaba e rezolvată. I-am dat dreptul, cum spuneți voi, sau cum, nu? Da. Așa. Și că, în felul ăsta nu vă socotiți că sunteți, să spunem, sunteți nedreptățiți. Mă aveți motivația învățării dacă celălalt care dă banul ia nota așa. Nu, e chestia așa de... Păi atunci o mai înveți. Știi că la sfârșitul anului dai banul și ai trecut. Da, mă cântează. Da, asta este. Asta e drama mare. Foarte mare. Și atunci cu cel de-alătă să mai înveți. Dar oricum ia mai mult ca mine, așa că n-are rost să mai înveți. Exact. Eu l-am învățat totdeauna la tare bani. Aseară vă mărturisesc. În regia a pus foarte bine la punct. 12H este victima acestei chestiuni extraordinare.
Eu, de o lună și jumătate, aproape nu jumătate, am descoperit că ei nu vor să lucreze deloc și că fac front comun. Nici cei măcar care mai lucrau într-o perioadă, nici cei nu mai doresc să o facă, refuzau. E de așa, toată lumea nu-și face temă. Care e problema? Bine, am încercat să-i sancționez pe câțiva dintre ei, m-am dus cu câteva duși și a început lozinca. Nestresați! Nestresați! Da, bineînțeles, da. Nestresați. Și cum mi-am spus eu? Cu doi urle. Noi, când ne-a spus doi urle, suntem stresați și nu mai putem învăța. Dar asta, eu înghicisem că este în spate doar lozinca. Pentru că nu explicam solidaritatea asta în rău. Solidaritatea în rău aștepta foarte bine un moment prielnic și atunci s-au coalizat și au făcut chestia asta. Nici măcar cei doi, trei copii care erau bunișori la clasa aceea, nici aceia nu mai doreau să învețe. Da, 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 da. Și atunci ce a spus? Îl dăm pe profesorul Ursu deoparte. V-a spus, nu? Este extraordinar. Și eu ajung cu ei într-o discuție și urmează o discuție foarte prietenească, cum discut și cu voi, cum am discutat și cu... Dar nu ce a spus? Mi-a spus că, dar voi sunteți proști, voi stați așa, noi uite că ne luptăm și ce grase. Nu, i-am zis că pentru ce, exact. Da, domnul profesor a zis ceva cu Petrule și noi. 4 ani de zile la rând, așa. Am înțeles, vedeți? Vedeți că am dreptate când vorbesc de regie, de regia pusă la punct? Că nu se dorea numai la clasa aceea să localizeze reacția, ci să vă corupă și pe voi și să reacționați și voi. Da, am anticipat chestia asta. Tocmai ne-am ziceam ceva de-a numărul. Și ce ei, voi știți, voi lucrați, voi faceți de mai înainte. Și la clasa noastră sunt doi uși, care învățat? Asta le spuneam mereu, Flor. Mai fac o comparație continuă între voi și clasa cealaltă. Ca nivel intelectual, nu există diferență. Doar că acolo n-au picat în capcana aceea a manevrei. Ei acolo au picat în asta, interesul lor imediat este să treacă cu toții spre bacalaureat. Asta era problema lor. Da? Asta mi-au și spus. Domnul profesor, vă spunem, mi-a plăcut de elevul Hergeligiu, parcă este acolo. Hergeligiu, da? S-a picat și a spus, domnul profesor, eu ce să vă spun, noi ne-am propus la început să vă dăm deoparte. Am stat noi, ne-am gândit, ce ar fi să vă dăm deoparte. Și că, în felul ăsta, chiar vreau să ne despărțim de dumneavoastră în condiții amiabile, cu respect. Pentru că nu avem de ce să vă... Nu, dar mai bine devenim un profesor al zilelor noastre. Frumoasă este marea. Ești un profesor al zilelor noastre. Și eu zic, cum arată profesorul ăsta? Da, profesor, unul care mai merg la o meditație, la... e la casă, mai îi dau bani și trec fără niciun comentariu. Deci, așa, și am spus, bine, dar în felul ăsta nu crezi că tu, de fapt, faci, bagi mâna în buzunarul părinților? Chiar crezi că toți părinții au puterea să facă față la asta? Da, că sunt și unii foarte necăziți, părinți de-ai colegilor tăi. Și zice, a, dar acum am plecat pe drumul ăsta, crezi, nu te întoarci. Deci erau clar că erau foarte tare părinți. Acum, eu am ajuns cu ei și am zis, copii, facem următorul lucru. O lună de zile nu vă pun nicio notă, ca să scăpați de stres. Da? O lună de zile nu vă pun notă. Uite că dacă voi spuneți că nota vă stresează, nu vă pun note. Dar vă spun de la început ce se va întâmpla. Vă las de capul vostru. Faceți, nu faceți temă, e problema voastră. Însă, în clipa în care, după o lună de zile, vom da un test, vă veți îngrozi. Că voi nu veți lucra deloc, nivelul este așa scăzut, dar nici nu lucrezi, te duci la vale, nu o să mai știi. Nu e adevărat, ne asumam asta. Dar de fapt își asumau încă prelungirea ca să creeze condițiile mai optime. Între timp să vă convingă și pe voi, între timp să vă... Era foarte bine ticluită ideea. Pus la punct, regizorul de la centru, așa, lucra foarte atent prin ei. Regizorul cine este? Regizorul este chiar inspectoratul. Mi-asum răspunderea. Da, din partea inspectoratului, dar nu neapărat. Deci inspectoratul, am spus din inspectorat. Și s-au găsit și mici regizori la nivelul ăsta, colegi de-ai mei. Păi da, păi nu se poate direct. Trebuia să se găsească cineva care...
Dar să-ți găsească cineva care să lucreze cu copilul direct, nu? Și atunci lucrurile așa au mers. Ce, puteți să aflați și voi exact, între voi vă vor mărturisi exact cum vă mi-au mărturisit și mie. Mi-au mărturisit, copiii atât au fost de sinceri cu mine încât m-a surprins în mod plăcut. Îi respect pentru chestia asta. Sunt trist dintr-un singur motiv. Sincer vă spun, sunt trist pentru faptul că sunt victime acestei mizerii care mi s-a organizat. Victime, da. Păi precis, sunt victime. Ei nu au niciun, nu au decât rolul de a... Știți cum mi s-a întâmplat? Haideți să vă povestesc așa. Ce cred eu că mi s-a întâmplat acum? După un timp am ajuns cu ei la înțelegere. Hai să spunem lucruri pe nume. Și dacă le spunem lucruri pe nume, înseamnă că avem și șanse să pornim mai departe cu... Știi, ca atunci când spălăm brufele în familie și ne apucăm de treabă. Și le-am spus, băi copii, voi sunteți victimi pentru că... Iată, toată lumea să spun, exact ce mi-ați vorbit, e corupție peste tot. Zic, eu am ajuns și la noi în școală. Dar avem exemplu și m-a povestit, cum spuneați voi, cum să m-am dat eu, cum am făcut eu, cum am dres, așa, la cutare. Și am ajuns la un obiect. Un obiect pe care l-ați parcurs și voi. Și despre care am auzit că, mă rog, este un obiect stresant cu ghimele de rigoare. Și că notele se pun proporțional cu suma care o dai. Așa am auzit, așa vă spun. Vă povestesc despre obiect și veți afla. Cum am aflat despre obiectul respectiv? La un moment dat, cineva vine acum vreo 3 ani și eram în curte aici și îmi spune: domnul profesor, nu-l cunoști pe... Dar era o, cum să spun, un pic rudă cu mine mai de departe. Nu-l cunoști pe X, profesor? Domnule, sunt de un an de zile aici, nu-l cunosc. Domnule, am o problemă la obiectul cu tare, toată școala, interioare, chestii, nu știu ce, până nu dai banul, nu discută, nu știu ce, nu știu cum. Așa. Și eu am spus, zic, nu cred că există așa ceva, nu-i posibil, dar nici nu cunosc numele astea. Bineînțeles mi-a spus numele. Dar nu cunosc numele astea, nu-l cunoșteam pe colegul meu. Și zice, uite-l vine. Atunci am rămas așa. După un timp am găsit și am spus, zice, am rezolvat, am dat banul și a rezolvat problema. Asta sunt vorbele lui. Cum mi-a spus voi? Povestind cu copiilor chestia asta, și le-a dat, știe de cine vorba domnul profesor. Și mi-a dat numele. Așa cum pe buzele voastre se aflau numele acum. Așa. Mi-a dat numele. După ce mi-a dat numele, mi-a spus, domnul profesor, dar nu știți nimic. Iar zice, sunteți în urmă, sunteți copil. Sunteți copil. Dar vă spunem noi toate variantele, cu plicul, sunt vorbele lor. Da. Cu plicul la mașină, cu plicul nu știu ce, cu nu știu cum, acasă, cu nu știu, nu știu, mă rog, povesteau încât eu m-am îngrozit. La o bere, la o cafea. La o bere, la o cafea, uite, știți voi mai bine. Nu, știu, este drept că voi vorbiți între voi după ce s-a întâmplat chestia asta. Asta este. Deci motivul este ăsta, că se află foarte repede când s-a întâmplat chestia asta. Eu am o discuție cu colegul a cărui nume voi l-ați pomenit. Am o discuție și îi spun, uite, eu nu trebuie să-ți atrag atenția în modul cel mai cinstit, mă disociez total de dumneata, că aceste practici mie îmi repungă și că nu sunt de acord cu așa ceva. Spune, domnul profesor, dar știți, am și eu copii, am și eu nevoie. Așa. Mă credeți. Da. Din vara, la mare, la mult. Așa, trebuie să trăiesc. Mașină nouă. Așa. Așa. Am și eu copii și trebuie și eu să trăiesc. La care eu spun, domnule, e nedrept. Formularea asta nu-mi place. Să vă spun de ce zic. Ia uitați. Eu nu neg că dumneavoastră aveți dumneavoastră voie să trăiți într-un anumit standard și că aveți nevoie să trăiți bine. Nu neg asta. Dar dacă vreți trebuie să trăiți sume de bani și vreți să vă completați, găsiți altă modalitate, nu făcând bișniță în învățământ. Bișniță și păgând mâna în buzunarul copiilor, oamenilor, mâna în buzunarul părinților, copiilor acestora, nevinovați. Din multe ori poate nici nu au pentru pachetelor de la... din ziua respectivă. Se poate întâmpla, deci să mă spunem. Sunt situații foarte, foarte grele. Și atunci am cam încheiat subiectul așa. Însă la banchet am din nou o discuție.
acolo și mâna mai aprinsă, în care el îmi spune, fii atent că vei pleca din învățământ. Acum ce se întâmplă? Este urmarea acestei promisiuni. Pentru că așa trebuie să se întâmple în viață. Trebuie să se întâmple și vine acum în minte, vine în minte, dacă voi aveți un pic de cultură religioasă, îmi vine în minte situația Mântuitorului când iudeii îl aclamau, nu? De florii atunci. Îl aclamau și covor de flori și nu știu ce, nu știu cum. Iar Mântuitorul era trist. Era trist pentru că știa ce urmează. Știa ce urmează. Deci nu se bucura deloc de atac, pentru că numai la câteva zile să urmeze ce? Cuituielile, să urmeze aruncatul cu pietre și toate ce, și să se răstignească, să fie răstignit. Au cerut. Vă mărturisesc că ce mi s-a întâmplat aseară a fost secvența să fie răstignit. Deci aseară am avut o putere să asist la ceea ce se cheamă jucarea rolului până la capăt. Însă forța în mine vine de acolo, din credința lui Dumnezeu, din credința pe care am. Eu știu că voi izbândi. Țineți minte ce vă spun. Știu că voi izbândi. Este momentul prielnic când corupția va fi stopată. Am avut după aceea o discuție, nu după aceea de aseară, am să vă povestesc și câteva secvențe de aseară. Am avut o discuție după aceea în cabinet la director, la amândoi. Le-am spus că se vorbește foarte urât de liceul nostru. Celor doi director. Deci am vorbit deschis, se vorbește foarte, foarte urât de liceul nostru. Este extraordinar de dureros. Și le-am spus lor așa. Și am spus, dați-ne secvențe, cei doi director. Dați-ne secvențe. Și le-am avut, uitați, obiectul cu tare, cu tare, cu practicile astea. Copiii vorbesc. Le-am mai spus, cui dă cineva dreptul să se adune sume la informatică? Iată, 50.000 s-a adunat anul trecut. 50.000 la atâția elevi. Ați făcut un calcul, sunt 1.000 și ceva de elevi, sunt peste 50 milioane. Peste 50 milioane. Niște bani adunați din ordinul cui? Și cine dă dreptul? Și pentru ce? Banii aceștia. Nu, erau pentru buzunare. Consumabile. Păi era pretextul. Nu, stați o secundă, nu cu banii voștri să cumpărați și este mai copii, stați o secundă. Totul este venit de la stat. Nici măcar un ribon nu este de voi. Totul este prin gestiunea. Dar cu banii noștri, cu fondul clasic, s-a făcut toată de la casa noastră și este curată. Dar fondul școlii, unde se duce? Asta e întrebarea care mă pun. Deci când a pus centrală, când a făcut cantina aici, mulți bani au zis că s-a dat, dar banii noștri unde sunt? Păi au mâncat și s-a dat la profesor, din câte știu. Și mulți alți care veneau aici la sfârșitul anului, doar să-și duc semestrul. Păi aici mi-a dat cineva bani să facem clasa, să dorim, să frecăm parchetul, tot banii noștri acolo. Da. Astea sunt lucruri care pe mine mă revoltă foarte tare. Vă văd pe voi acolo, stați desemnați. Nu știu de ce stați desemnați, parcă... Totul este. Mai copii, nu există în clipa de față, în tot ce se face, cu contribuția personală a elevului. Pentru că învățământul este încă gratuit. Când se va da varianta, va exista imediat aici, va exista și învățământul care să fie învățământul privat, acela vă va pune taxe și vă pune tot ce trebuie pentru dotări, pentru ce vrea el, pentru că asta cer el. E privat și face treaba asta. În clipa de față totul este de la stat, totul este gestionat. Nu așa ce se întâmplă. Deci ăsta e motivul pentru care sunt foarte tare revoltat. Și mă va costa foarte tare, veți auzi, veți vedea ce se va întâmpla, dar eu am credința că vom izbândi. Deci am credința. La noi liceu e 200. Sunt alte licee care sunt la mea de 500 fondul școlii. 500? Pentru ce? 500? Uite! Fondul clasei, fără. Fondul școlii. Și mai are o soră sau un frate în liceu ăla ca să spui că sunt doi și plătesc jumătate. Plătește 500. Și nu știm de ce.
Sau dacă nu plătesc... Dar cum la școală în general, la școală am numărul 11. Deci 600 de mii răceau. Cât? În clasa a 4. Da, în clasa a 4. 600 de mii. Pentru ce? Eu am auzit un milion că da, la clasă de ce? Eu dădeam bani. Și de-aia e credibilitatea lui. Și da, nu ne lasă... Cum nu semnează? Nu semnează care din de ce dar nu se simțeam obligat. Dar făceam cereri, când dădeam bani, n-aveam posibilitatea de a da bani, așa, și trebuia să facem cereri la domn director să ne apropie. Dar atâta timp cât sunt alții care au să aduce motivații, care au motivații, care nu au. Da. Dar nu sunt așa foarte că sunt atâtea cheltuieli care vin din salariul părintelui, că cel puțin în cazul meu numai unul mai am. Așa și tu n-ai bani, nu așa de cea mai e. Tu n-ai bani. Îți zic de unde atâtea, că sunt alte cheltuieli în față, să vin și cu bani la școală și cu multe altele care au fost. Ei, asta pe mine mă întărește să luptă împotriva mizeriei care este. Anul ăsta ați câștigat copii, ați câștigat faptul că nu se mai adună bani la informatică. Datorită intervenției mele am aflat de la 12H că anul ăsta nu se mai adună. Mi-au mulțumit copiii, m-am bucurat. Da. Și iată, acestea sunt, repet, supărările mele. Iar faptul că colegul meu, inspectorul de ieri, a plecat, era la el supărarea cea mare că nu are cum, filmată fiind lecția, nu are cum să... Aseară am vrut să filmez discuția. Deci erau părinții și copiii la un loc. Am vrut să filmez. S-a putut, credeți voi? Nu. Au sărit cu toți, a fost o placă din sală, ce înseamnă asta? Și am spus, stimați părinți, nu vă cunosc. Copii, pe voi vă cunosc foarte bine. Eu sunt inculpatul. Aveți voie să aruncați cu injective și cu tot felul de cuvinte grele asupra mea. Eu vreau să imortalizez asta. De ce sunteți supărați? Nu, s-a putut. Pentru că regizoarea a cerut urgent să plece din clasă. Aveam un băiat care îl pusese să filmeze. Nu eu aveam să filmez, pentru că eu probabil aveam să fiu prins în bătălia aceea în care mă străduiam. De ce dumneavoastră nu dați exemplu atâta timp cât ei sunt împotriva noastră? Să iasă la să facă exemplu. Nu credeți că cu asta am început. Cu asta. S-a refuzat. S-a refuzat. Nu interesează. Păi interesa un singur lucru, să mă dea deoparte, măi copii. Atât era. Obiectivul era unul singur, să mă dea deoparte, pentru că asta era punctul ochit, punctul lovit. Nu discutam. Interesul era mare să mă dea deoparte câte vreme mă gândesc, stați o secundă, mă gândesc, e o presupunere a mea, mă gândesc că li se promiseseră că dacă se scapă de mine, adică ăsta este raționamentul care îl fac în clipa asta, toți vor intra în bacalaureat și vor lua și bacalaureatul. Dar părinții nu se mai gândesc la așa, pentru că copilul lui s-a ajuns să-și termine școala. Asta este. Este drept. Este interesul imediat. Le-au prezis că iau bacalaureat. Eu așa cred. Eu stați de vorbă cu ei. Eu așa bănuiesc. Iar eu mai cred, ia ascultați-mă aici, mai cred că după ce anul trecut n-am băgat 10 în bacalaureat la clasa 12 B. Așa anul trecut am fost și nu, cu ei nu m-am văzut. Dar s-a lucrat în umbră. A apărut prin ziar, am înțeles prin presă. A citit un articol, două, cât au fost? Nici nu știu. Un articol. N-am știut, dar tot am auzit. Ați auzit, da? Da. Cum s-a întâmplat anul trecut? S-a întâmplat așa. Trebuie să vă spun și acest lucru. Eu, cu clasa 12B, aveam chiar o relație cum am și cu voi. Prietenească, cum să vă spun... am reușit să ajung, cred eu, la sufletul fiecărui, să-l convin că dacă el manifestă un pic de intenție bună, eu îl respect. De acolo de unde se află. Deci, inclusiv dacă am pus doi același mâini, îi pun 7 sau 8, nu că trebuie să știi de 7 sau 8. Șaptele acela vine pentru ca să compenseze 2-ul și să-l aducă pe el la nota 5, că el știe de nota 5. Dar trebuie să dovedească că știe de nota 5 în fața clasei. Exact. Nu pe holmie. Deci nu trebuie să-mi dovedească nimic pe hol.
Că știe de cine, da? Ați înțeles? Da, să-l înțeles sau da? Ghilmel de rigoare am făcut. Am spus-o. E bine. Și atunci ei, pe semestrul întâi, se puseseră, aveam mai toți media 5. Unul sau doi aveau medii de 3 sau de 4. Toți mergi, învățaseră băieții în prima fază. Așa. Pe semestrul 2, ei mi-au povestit, la ei știu asta. Mi-au spus, știți, eu rămâru să ne-am gândit, dacă nu învățăm cu toți, ce să ne faceți? Nu învățăm cu toți așa. Eu le spuneam, da, eu spuneam, măi, știi, eu am să aleg, n-am să vă las pe toți, dar până la 10, 12 și tot, nu-i bag în bacalaureat. Și ei au spus, am mai dorit să vedem dacă sunteți ușor, dacă e posibil să vă corupem. Am pus și pariuri. După ce am lăsat corgent, m-am găsit cu ei și îmi spuneau așa. Știți ceva, domnul profesor? Ne-ați văzut la ultima corgență că eram cu toții? La ultima oară când ați încheiat mediul? Da, zic eu. Păi zice, n-ați primit și n-au venit cineva copilă? Zic, da. Știam noi că cineva a pus o pilă și am pus pariuri între noi și am spus, ia să vedem acum pe ursul, stă pe poziție sau pică, sau cedează. Și zice, în clipa aceea, prezența noastră nu avea decât un singur scop, să vedem dacă dumneavoastră vă păstrați verticalitatea sau nu. Sigur că în fața clasei, am pus notele în fața clasei, am ascultat în fața clasei, când am ajuns la 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4, știți, mie mi se rupe firmul? Da, transplanța cum față să-l dată. 1 pe 2 plus 1 pe 2, fac 2 pe 4. Când adun numărători între și numitori dintre ei, gata, sunt... Aici era jumitor, nu? Și tu îi adun între ei. Nu mai pot continua. Ei bine, așa s-a întâmplat și atunci am lăsat pe toți. Dacă i-am lăsat pe toți, ba mai mult, unul din ei care era la tablă și pe care vroiam să-l trec, era botezatul, se chema. El la simulare, luase cu alba neagră, că știți că a fost cu alba neagră simularea, am luat 4,90. 4,90. Cu alba neagră, că dacă a nimerit cu alba neagră, aș fi la 4,90. Eu zic așa, măi, cu 4,90 e mult mai aproape și dau drumul ăsta. Îi dau drumul, îi pun 5 sau 6 în teză, îi mai răsc un punct, 2 și gata, am scăpat. Să nu fie un număr prea mare. Deci, bine intenționat, 2 aveam lăsați ultimii, în ultima oară. Dar când l-am văzut cu 1 pe 2 plus 1 pe 2, sigur că, cum mai, 2 pe 4 și am pus 3. În teză, în loc de 4,50 am pus 3. Mi-am asumat în fața clasei. Am hotărât că alba neagră nu poate să stea în picioare cu 4,90. Dacă îi puneam 5-ul în teză, tot corgent rămânea. Deci lui trebuia, avea 3 de 2, 4 de 2, nu știu ce, și un 3, și 4,90 sau 5 în teză, nu l-a ajutat cu nimic. Dar eu lăsasem, zic că împing cu un punct, două în față, teza, plus o notă, două care pun, și l-am lămurit. Câte trebuie să avem la oră? Deci trebuie să avem, noi avem 4 ore, dacă e prezență 100%. Deci dacă ai prezență 100%, trebuie să ai 4 plus 1. Da. Cât? Poți spune 7 note, minim 4 plus 1. Deci minim 4 plus 1. Da? Deci nu sunt capete. Și eu v-am spus și vă voi spune de fiecare dată, vă respect pe fiecare dintre voi care faceți minim gest de cum să spun, de efort. De minim de interes să manifestați. Vă respect, nu încap discuție. De fapt, am făcut dovada un astfel de lucru. Și atunci, de ce eu am hotărât să-i pun 3-ul, el s-a dus la inspectorat, au apărut reclamații, da, la, 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 la. Și acum mi se spune, vreți să mai aveți încă o reclamație? Și iată, clasa pregătită. Da. Au rămas să discute acolo. Mi-am manifestat dorința să plec de la clasă, pentru că interesul meu a fost acela să îi pot ajuta. Ei au refuzat să-i ajut. Nu văd motivul pentru care trebuia să rămân. Nu avea rost. Adică ei îmi cereau să mă pliez după ei să fiu profesorul zilor noastre. Iar eu spun, nu pot să fiu profesorul zilor voastre, pentru că eu știu să fiu profesorul care sunt de o perioadă lungă de 30 de ani. Eu altfel nu pot să fiu.
Și ăsta a fost motivul. Cred că acum aveți explicația în detaliu a... Acum are ce să ne rădăm lați. Cine? Ei? Dacă voi... Noi o să avem probleme. Stați o secundă. Ar vrea să vă invit în clipa de față. Poftim? Zim. Acest lucru îmi place de pe poziția ta și îmi place pentru că ai ghicit că de fapt este o șansă. Ei au pierdut o șansă. Dacă mă vreți să mă credeți, deci ei cred că au pierdut o șansă. Pentru că privesc de pe poziția celui care acum își rezolvă o treabă și care e treaba lor? Treaba lor este aceea de a intra la bacalaureat. Și poate și eu, nu neg. Îl și iau pentru că știu ei foarte bine cum se poate lua. Cum se procedează? Adică un elev care învață atâta și bine bacul, tocmai că așa, unul care de bacul și ambac, cum se simte la cel? E nedrept? Dar este general și când nu înveți, ai luat într-un mat și când strădui, înveți, doamne, de răsputeri. Sau cum unul învață și unul copii și anul tău mai mare. Dar când învață pentru ea, a fost tot stabil, că ei nu știau că iau bacul. Aici este punctul sensibil. De ce știau toate chestia asta și că se împiedecau de mine? Asta era toată problema. Și atunci asta a fost hotărârea. Da. Iar eu vă spun, vă mărturisesc acum se și înregistrează, vă mărturisesc că pe toți cei care vor manifesta un gest, un mic inițiativ vor avea și vă depun un pic de efort, îi respect. De fapt, v-am făcut dovada foarte precis. Da, da, da. Și mi-a plăcut, repet, cu tot respectul pentru felul în care ai înțeles tu acum. Ei vor avea de, dacă vreți, Handaric plângea. Plângea într-un colț. Plângea într-un colț. Eu am văzut lacrimile celui care... Nu, erau lacrimi de prețuire pentru ceea ce știu să fac eu. Handaric plângea într-un colț, era lacrimi de ceil pentru că se vedea amenințat în perspectiva pe care vrea să o aibă el. Adică el schimba că simțea că îi va fi schimbat destinul. Eu v-am promis vouă și mă țin de cuvânt. Acea parte dintre voi care veți învăța și eu mă duc cu privirea la tine, am eu un fix pentru tine. Vreau să te pot ajuta, pentru că așa posibilități ai, dar ai un soi de comoditate. Da? Vreau să te am filmată și să această casetă ți-o dau mâine și să privești la ea și să vezi cu câtă dragoste, să auzi din timpul vocii mele mâine, da? Cu câtă dragoste privești, cu câtă dorință și câtă dorință este în mine să te pot ajuta. Să pot umbla acolo unde tu suferi, la comoditate, să rupem așa. Da, dar ea este parcă prin excelență. Prin excelență. Mă gândesc la faptul că te lași mai târziu trezită dimineața, că ai întârziat și ai spus, m-am scăpat cu somnul, și așa mai departe. Că poți atât de mult, de nu se mai poate. Și nu știu ce deocamdată tot mă strădui să văd ce mijloace să găsesc. A fost aceea în care mă țin de săptămână cu tine, ai pornit un pic, tu nu te-am lăsat din obiectiv, cum ai cedat și tu? Că ieri era, în afară de emoții, era și lipsa de antrenament în ultima perioadă. Da? Așa este. Mai ales asta. Lipsa de antrenament. Dacă vei înțelege intenția bună și dorința mea și mă voi ajuta, voi fi chiar fericit. Îți mărturisesc. Vă fericit că am mai salvat pe cineva. Da? Și pe cineva care poate să facă performanță. Mă gândesc la fiecare dintre voi. Chiar tu, dacă e întârziat atât și ai avut un an, ai un an pierdut, eu cred că și tu poți fi salvat. Că te-am văzut, măcar în ultima perioadă, că poți urmări. Urmărești într-o măsură. Chit că-ți vine greu, că nu știi derivat, nu știi aia. Dar urmărești. Și asta e bine, când te strădui. Mai vreau un lucru să fie. Prezența la oră. Cine înțelege să ai prezență 100% este mare lucru. Bine, cum ați procedat între absenții la tablă și...
Că am căutat și eu tot felul de, de modalități ca să vă determin să, să veniți la oară. Mă rog, nici la oră nu prea era, nici jumătate de clasă nu era. Și da. Acum când Dumnezeu să mă fi nervos, adică eu vin tot timpul și dimineața și când avem, mă strâng de aici să vă fac să înțelegeți un lucru și voi vă bat în joc. Da, și dacă ați descoperit, era un fel, am un fel de a prezenta matematica altfel decât ați înțeles, ați pris-o până acum. Mai accesibil, mai spre voi, mai spre nivelul vostru. Nu cu definiția, vă dădeam exemplu cu definiția cu epsilon anul trecut. Dacă începeam cu șirul este convergent, dacă și mai dacă nu știu. Spuneați că sunt așa, am luat-o într-o dântă. Bun. Și am vrut ca Duhul Sfânt să fie coborât asupra noastră, că voi în rugăciune sper să fie înțeles. Aceasta este invitația pe care se face nu e handar, că aici nu este, nu? Nu. Trebuie să vă mai spun că după discuția de aseară, am înțeles niște lucruri. Am înțeles cum există... M-a întrebat cine? Tu mă întrebai dacă sunteți, nu? Dacă sunteți în manipulați. Da. Pentru că-i doriți oameni. Pentru că-i doriți și fără camera deschisă. Nu, uite că... Vă rog frumos să închideți camera, domn profesor. Nu, uite, eu am să o las deschisă. Pentru că... Dar noi ne ridicăm și în afară. A, dar știam asta. Ieși și afară, chiar vă rog frumos. Îmi doresc asta, dacă și chiar vreți să ieșiți afară, și așezi lucrurile astea. Am să... Poftim. Dar eu mai înregistrat lecțiile, dacă vă amintiți, nu? Acum nu înțeleg de ce să aveți atitudinea asta. Adică, pui, dar pui frică de ce? Așa seară întrebam Alina. Pui frică și de ce? Deci noi am discutat, Alina, cu foarte multă plăcere și cu multă bucurie și am avut ocazia să stau de vorbă cu voi și am înțeles un lucru de activitatea mea. Am înțeles că rolul meu este de modelator de conștiințe. Deci în afară de faptul că eu m-am jucat rolul profesor de acela care a avut mare dorință și interes și o am în continuare pentru Bunul Dumnezeu, așa am fost clădit, așa sunt structurat, să-mi fac treaba acolo unde ajung. Acum, eu ajunsesem cu voi la un... O secundă. Da, pot. Eu ajunsesem cu voi, știu, aduci tu, doamna Virginie, știu asta, nu-i problemă. Te recunosc, chiar și-o aduci. Da. Eu ajunsesem cu voi, este ceea ce înseamnă că nu se poate ieși din nu se poate ieși din ceea ce este bine regizat. Deci este vorba de o regie, iar lacrimile lui Handaric aseară erau lacrimile celui aflat într-o suferință nătrasnică. El conștientiza faptul că, din păcate, voi vă aflați în postura aceea foarte grea de copii manipulați și spre nemulțumirea lui, el se disociase. De fapt, și cum se localizase într-o altă parte, nu știu dacă ați văzut, el plângea. Da. Da? Plângea, cu adevărat. Și eu am înțeles foarte bine interesul vostru de moment. Interesul vostru acum, în clipa de față, era acela de a nu vă împiedica de mine. Știam asta, dar și v-am mărturisit că și eu nu doream asta, să mă retrag. Știam că sunt un impediment în calea voastră, că voi așa stabiliți. Însă, eu îmi doresc din tot sufletul ca mâine să nu regretați vreo clipă. Deci îmi doresc din tot sufletul să se întâmple asta. M-am retras ajutor și mă retresesem de mai multă vreme. În fața voastră, nu știu să copii, mă pot retrage. N-am avut deloc atitudinea celor care era într-o suferință imensă pentru că chipurile voi ați hotărât să mă dea deoparte. Nu eram deloc. Nici orgolii nu există în mine, există mai dorința de a fi putut să vă ajut. Atât. Dorința o am. Am avut-o și o am. Regretul că nu vă pot ajuta rămâne în continuare. Știu foarte bine
că sunteți nevinovați. Și mi-asum răspunderea în chestia asta. Deci sunteți nevinovați pentru că voi sunteți clasa cu care eu m-am înțeles. Hărgheregiu, rămân pentru tine cu respect total. Cu total. Da. Deci rămân pentru tine cu respect total. De ce? Pentru că ai avut curajul, și tu ai avut curajul să spun unor lucruri pe lume, sunt lucruri care fereau de toată lumea. Dar din păcate, vedeți, vorbeam de corupție. Ați avut curajul să spun niște lucruri pe nume. Este corupție în sistem, în țara asta este o corupție de peste tot. Ăștia din Europa, din Uniunea Europeană ne atrag atenția. Știți bine că au fost el raportul de țară și nu a venit raportul nefavorabil. E bine, dacă așa stau lucrurile, dacă așa s-au întâmplat, poate să legea spune foarte clar că avem dreptul la imagine. Dacă nu accept să fiu filmată, nu, e dreptul. Și în școală, de asemenea, acest lucru se face cu acceptarea domnului director. M-a făcut legii, doamna profesor. Da, dar mai târziu acestea pot fi folosite, adică nu, dar eu știu că da, nu e problemă. Da, nu vreau să fie împotriva nimănui, împotriva mea, școală și învățăm. Din împotriva mea, eu vreau să fie așa, pentru că s-a întâlnit un lucru pe care l-a dus până la capăt. Acum, eu îi invit pe ei să îmi facem o orată, eu am filmat și lecțiile. Da, nicio problemă asta, da? Poftim, Andrei, poftim la tablă. Deci, da, cum vreți? Cum sunt filmat lecția? Nu filmați, nu. Haide. Nu. Haide. Doamne, mi-am primat lecția. Lecția mea, doamne. Lecția mea, nu altul cuiva. Vedeți? Haide să se lucrăm. Să spunem integrală din... Rămâi o amintire plăcută a mea. Cu adevărat. Nu, dar nu, e făcut ce trebuia să se face. Noi tu ai făcut ce trebuia să faci. Nu trebuie cineva să faci ce Mântuitorul, când a intrat în Ierusalim, în Joia Florilor... Nu să luați camera de pe mine. Da? Deci nu vreau să filmați. Hai să vedem. Integrală din... Da, spuneam despre tine din X, ori X, ori logarea din X, de X. Spuneam despre tine, Hărgheregiu, că păstrezi o amintire frumoasă, de respect total și pentru tine. Pentru că ați avut curaj să spuneți de lucru. Vorbeam de corupție. Nu, că v-am determinat să spuneți niște lucruri care sunt reale, nu? Da, deci era o chestie. Da. Ce ne ai plecat în grupă, trebuie să mergi. Da. Hărgheregiu, promis să nu te fermez. Rămâi din respect pentru mine. X logaritmată, X total pe 0, la X minus 1 pe 2. Da. Da. Minus 1 pe 2, x vine minus 1 pe 4, x la 2. Așa. Hai să vedem o alta, în partea dreaptă. Integrală din arctangente din x de x. Egal cu 1.
integrală din N supra X supra N plus X pătrat de X. Aceasta este derivata la asta, dar dacă nu vizionăm. Așa. Și mă spun un punct de față. Da. E doar lumea de parte X arc tangent de X minus 1 pe 2 logarit natural în modul din 1 plus X natural. Da. Da, mai sus, integrală din, integrală din x pătrat ori la x de x. E la x? E la x, da, de x. Când cu x pătrat, ce derivată de la x? Da. Adică, ne-am amintit acum un lucru. Dacă, dacă tu ții minte bine, în anul trecut, noi am avut mai multe discuții, mai multe intervenții cu ăsta de mele pentru a te ajuta, treceai printr-o pasă mai rea, să spunem așa. Și eu, așa cum ai descoperit, m-am implicat foarte tare, nu? În relația, în situația aceea în care treceai tu. Și atunci, la un moment dat, dacă ți amintești, ai apărut pe rol în fața mea. Da? Poți să ridici capul, că doar asta ți-a întâmplat, poți să ți-amintești bine. Jucând tu rolul unei fetițe care ai o mare problemă, că o prietenă de-a ta, o prietenă de-a ta este în operație și că vrei să o ajuți, dacă am niște bani. Eu am știut acolo în clipa aceea că este o mică minciună, știam că este o continuare a situației în care te afli tu ca și pasă proastă și aveai nevoie de bani. Banii aceia nu mi-ai mai dat. Nu mi-ai mai dat bani. Alina, mi-ai promis că îmi vei da. Am venit cu culegerea pe hol, am și nu mi-ai dat. Nu, banii nu mi-ai dat, Alina. Numai atât a fost. Nu îmi vei da bani. Dar vreau să-ți amintesc că atât a fost vorba dintre noi. Îmi vei da bani și tu ai plecat. Era și soția. Am spus că așa credeți. Mi-am adus aminte. Deci am stat o grămadă și m-am concentrat. Am venit la două zile. Într-o zi mi-am cerut scuze că nu vreau putut da. Alina, avea rost să discute chestia asta? Are vreun rost să mint, dar nu vi-a ajutat, nu am obiectiv să mint. Tocmai, tocmai. Am venit după dumneavoastră, vă rog să vă aduceți aminte, pe holul clasei. Bine, eu nu pun preț pe suma aceea, nici nu știu ce sume era. Păi era o spumimă, dar oricum. Nu spun preț pe suma, dar vreau să pun preț pe altceva. Vreau să pun preț pe ceea ce doream să fac pentru tine. Prețul meu este acesta. Că m-am străduit din răsputere să te ajut și în partea cealaltă decât la matematică. Deci doream să fiu alături de tine și tu ai avut puterea să știi, să mulțumești în fața clasei pentru tot ce am făcut eu pentru tine. Ai făcut-o în... Nu? Așa. Nu ți se pare totuși un lucru trist pentru conștiința ta, schimbarea atitudinii, de plânsul acela de mulțumire cu reacția de acum? Așa până în... Ideea de a pleca dumneavoastră de la clasă, nu știu. La început, eu am fost cea care s-a opus și care a anticipat că domnul profesorul rămâne la clasă. Dar, tu vrei să crezi că nu se putea continua așa? Eu am avut convingerea că după discuția purtată cu voi, sincer vă mărturisesc, asta ultima care am cerut să vină părinții, am avut convingerea total, din suflet, vă spun că lucrurile s-au limpezit. Și că din clipa aceea ne-a apucat de treabă. Așa se explică Hergeligiu, nu? Atitudinea ta când te-a apucat de treabă. Tu aveai deja o săptămână când te-a apucat să-și de treabă, eu am simțit că tu te-ai apucat. Pentru că fusese partea aceea, nu era vorba de stres. Haideți să mă spunem cu cea dreaptă. Eu nu v-am stresat. Voi ați hotărât să nu mai lucrați. Stresul nostru și de fapt atâția ani noastră și de atâția noastră. Stresul ăsta există. Fără doar și poate. Da, și... Da, Hergeligiu, nu crezi că se datorează faptului că voi n-ați lucrat deloc în perioada asta? Se datorează multor lucruri, domnul profesor. Mă vedeți pe mine vinovatul în toată problema asta? Nu pot să se cunoaște noștri, că de fapt e vina noastră, că nu am putut face față. Și părinții am recunoscut că sunteți un bun pedagog, nu s-a pus niciodată problema aceasta. Seara am recunoscut tocmai partea pedagogică că nu am. Deci reproșul părinților veneau din lipsa mea a tactului pedagogic. Și faptul că n-am lucrat pentru fiecare. Dar eu zic că am lucrat. Țineți minte cum v-am luat pe fiecare, cum am încercat la nivelul fiecăruia.
Și sigur că în condiție tatăl își ceartă copiii, nu? În clipa în care vedeam că este refuzul total, dar vă mărturisesc că voi ați hotărât să mă îndepărtați. Am descoperit aseară. Și știți de ce nu s-a vrut filmarea? Că în filmare se vedeau micile imperfecțiuni ale regiei. Se vedeau, Alina. Dar aseară s-a refuzat chestia asta, deși eram inculpatul. De, formidabilă ideea. Deci eu eram inculpatul și el nu se dorea să fie... Nu s-a judecat, n-am spus... Păi da, Alina, atitudinea voastră era... No. Eu eram inculpatul și voi erați cei care mă acuzau în grup. Nu, deci, nu, nu știu, nici nu știu ce să spun. Eu n-am înțeles nimic. Chestia asta m-a dat peste cap. Scandalul a început... Dumneavoastră spuneți de manipulare și de tot, noi stăm și ne întrebăm în clasă ce înseamnă asta și de unde vine ideea. Haideți să știe, vă știți cu foarte bine. Nu, chiar nu știu. Domnul profesor, dacă dumneavoastră spuneți cum știm foarte bine, spuneți oare ce se mai... Nu, sunteți, eu am spus că sunteți ușor manipulați într-o anumită conjunctură favorabilă, fără să vă dați voi seama. Îi spuneți opinii ca să știm și noi pe ce nume trăim, pentru că noi suntem... Dar cum faceți voi diferența între intenția mea bună și situația în care s-a ajuns? Sau cum faceți strădania voastră de a fi mers dincolo la clasa 12-C, că am descoperit ora trecută, cum se mergea și spunea, ce sunteți proști? Și voi puteți face ca noi. Haideți să încercăm, haideți să nu știu ce, noi îl dăm pe deoparte pe profesorul Ursu și de ce îmi faceți și voi? Așa este. Copiii care mi-au spus. Și cine ați spus? Din clasa 12. S-a vorbit. Dar v-a spus și Mirau. Păi vedeți? Deci 12G mi-au recunoscut cum stăteați de vorbă cu ei și cum le spuneați chestia asta. De la voi din clasă, nu spun, n-am spus de tine, e religiul sau de tine. Nu, eu nu vreau. Nu, zice. Nu, asta pe ce o simt provocat. Când am fost la 12, nu am fost interesul de a spune așa ceva. Am fost să aflu ce ați făcut. Ce ați făcut la oră. Da, da, de ce nu? De ce vă spun că sunteți manipulați? S-a creat pe cea dreaptă, vă spun. S-a întâmplat ca să se fructifice spaima că nu intrați în bacalaureat. S-a fructificat chestia asta. Voi ați mașat pe varianta nimeni bine să ne strecurăm mai ușor, că tu mi-ai spus că e gregiu, îți vorbi tare în plină clasă. De ce? Noi vreau un profesor al zilelor noastre. Nu? Mai un profesor. Vreau un profesor mai înțelegător. Chestia cu vreau un profesor al zilelor noastre, Hai, că am ajuns până acolo în care s-a și vorbit pe deschis. Haideți. Nu. Dar s-a vorbit până mai deschis. S-a vorbit de corupția din țățământ, s-a vorbit... Măi, Gheorghe, atitudinea ta de a schimba nu mă deranjează, că tu, na, trebuie să te aperi. Eu am înțeles bine lucrurile. Dar s-a vorbit deschis aici despre faptul că există și chiar în școală nu ați început voi să vorbiți. Nu eu v-am cerut să spuneți asta. Voi ați spus, nu, Alina, nu s-a spus cu plicurile la mașină, că nu știu ce faci. S-a vorbit aici în plenul clasei. Acum, de la chestia asta să nu spui nimic, nu e problema mea. Dar, încă o dată vă spun, sunt un înverșunat împotriva celor care practică chestia asta. Și chit că de voi sunt lăsat acum singur să lupt, voi lupta, vă voi dovedi în timp că lupta mea va avea, așa cum nu mai plătiți acum, nu mai plătiți 50.000 la informatică, v-am spus că mi se datorează mie și mi-ați mulțumit, Alina, a fost, nu? În primul clasă. Așa se va întâmpla și chestia asta, nu voi veți mai fi beneficiari acestei cât de cât înlăturarea corupției și a mizeriei care este în clipa asta, nu voi, ci celelalte generații, eu mă voi lupta până la ultima picătură. Vă mărturisesc că asta mi-este ideal. Scopul meu este acesta. Și veți auzi despre chestia asta. Ce vă mai spun cu toată dragostea este următorul lucru. Vă spun cu toată dragostea că aș vrea să nu se întâmple asta. Dar teamă mi, am stat de aseară de vorbă cu copiii și am povestit chestia asta și spus, tata, își vor da seama în mod sigur, nu 3-2-3 ani și te vei întâlni cu copiii aceștia în diverse situații și vor spune, domnule profesor, ne-am păcălit, regretă. Asta pe mine mă întristează. Mă întristează situația aceea în care voi veți regreta. Și sigur se va întâmpla așa. O parte dintre voi veți avea neșansa, să zicem, ați fi avut șansa să mergeți pe un amicular, se pare că așa s-ar va fi înlăturat. Nu spun că alt coleg al meu nu va munce la fel. Dar cu dragostea care știu să o fac eu, probabil că nu veți mai întâlni. Așa credem. Da, sigur, nu? Și pe care o plătă
În stilul lui Sid. Da, da, de acord. Fiecare are mod. Așa. Dacă ați observat, eu am venit cu un fel de matematică spre voi, mai aparte decât ați văzut. Niciodată n-am venit cu lucrurile fără să văd de desmotivarea. Am încercat să le leg așa, lucrurile la matematică par foarte aride. Foarte greu accesibile și greu. Deci și trebuie să învăț și pe asta. Nu? Iar eu ce am reușit, Alina? Am reușit de-a lungul timpului să leg așa lucrurile încât încercam să vă comunic logica lor. De ce se înlănțuie acestea? Deci mi-am dorit să vă pot ajuta. Încă o dată vă spun. Am bucuria să vă privesc pe fiecare în ochi și să vă spun că m-ați dat deoparte, dar ați pierdut voi. Eu nu sunt victimizat. Cred că mama ta spune cum mă victimizez, nu? Sau cine era... Nu știu cine era mama cu ei, spunea că eu mă victimizez. Nu, nu. Am atâta verticalitate în mine să mă dau deoparte când cei care, cu care stau de vorbă nu mă vor să fac ceea ce știu să fac eu. Nu, iar el jurează să discutam așa, uneori spunea. Bă, profesor, noi vrem altceva. Dumneavoastră faceți altceva. Sigur, este conflictul ăsta între cei doi. Între ceea ce vreau eu să fac și ceea ce știți voi să faceți. Sau ce doriți voi. Între ce știu și ce doriți voi. Și atunci, sigur că acest conflict, repede, nu apărea în mod sigur. Știți de când a apărut? Din traduc. De la sfârșitul semestrului 2. De anul trecut. Lăsarea... Da? De ce? Uite că ți-l explic. Faptul că au rămas 10 corecenți, a stârnit nemulțumirea cuiva. Faptul că eu am discutat deschis împotriva corupției, am stârnit nemulțumirea din jurul meu. Și așa se explică. Sigur că da. A, nu la voastră. Eu știu sigur că părinții voștri... Da. Eu știu că părinții voștri sunt total revoltați împotriva mizerii. Nu puteți să-mi spuneți asta. Total. Și voi sunteți revoltați împotriva mizerii și a bișniței care se face învățământ. Sunteți revoltați. Cum să puteți să acceptați chestia asta? Nu? E directă treaba asta. Și totuși nu se poate încă spune lucruri pe nume. Teama, Alina. Teama că ce ne facem până la sfârșitul... Nu, nu, de teamă. Nu mi-a frică că nu-i a fost o reacție a grupului și m-am gândit la ei și de aceea m-a schimbat absolut de tot atitudinea. Eu nu mă făceam griji că nu intru în bac. Poate din conștiința că niciam trebuie nu făceam griji că eram corigent aici când aveam siguranța faptului, dar... Na, erau atâția, nu știu, faza cu doi ani, pe mine m-am lăsat așa, cu fixație, crezi. Iată, eu să răspund. Dincolo la clasa cealaltă, care s-a modelat, în împotriva efortului făcut de voi. Deci voi nu erați de acord să lăsăm clasa aceea să evolueze normal. Oamenii acționează altfel, mai ales câte vorba de masă. Și eu n-am speriat. Păi nu, dar n-ați realizat un lucru că masele pot fi ușor manipulate? Ba da, cel mai ușor. Cel mai ușor, în anumite conjuncturi favorabile. Și acum erau cu conjuncturi favorabile perfect. Perfect vouă era. Pentru că interesul vostru nu era să... Deci interesul vostru nu era să puneți mâna să învățați. Că era mai comod să faci mai puțin efort și să-ți deschisul realizat. Este un chelan de mână noastră. Ce cer mie acum să mă pus să muncesc pentru niște chestii în viitor? Este comod mie așa să se întâmple. E bine, acest lucru a fost fructificat. Care e dorința voastră? Asta nu este. Atunci noi putem ajunge acolo dacă ăsta nu mai este. Mie mi-ai spus voalat și frumos, ai tu felul tău de a spune, că la întrebarea mea, doamna dirigintă știe de planul vostru? Oarecum, sunt vorbele tale, în plenul clasei spuse. Acest oarecum spus de tine, mie mi-a dat clar de înțeles. Deci sunt vorbele tale, doar nu altcineva a pronunțat oarecum. Nu te lasă. Deja existau discuții, dar nu era vorba de corupție și nu era vorba de... Da, bine. Eu am înțeles după aceea că a venit presiuni foarte puternice. Hergheleciu, care are o verticalitate excepțională, pe care îl respect, ca și pe tine, a fost redus la tăcere de presiunea clasei, a colectivului. Trebuie spus lucrurile pe nume. Iar părinții au fost foarte bine montați pentru că, ați văzut cum s-a sărit? Ce corupție? Ce spuneți? Cum jigniți colegii? Era extraordinar. Da, așa s-a spus. Nu, acolo...
Și, și în, în mama, mama colegului vostru mi s-a ridicat, el lăcrimind în perioada asta, a spus un lucru senzațional, senzațional. Și a spus, nu e drept ca între indivizi să se facă selecții pe baza porcanului de bani. Așa spune mama. Eu nu am și iată celălalt care are să face selecții. Eu răspund acum, poftim? Să face selecții, pentru că dacă toți au aceeași hârtie, haideți să spunem că au aceeași hârtie, au aceeași... Nu, nu vă dați seama că ați participat la un lucru care va fi mâine împotrivă să întoarce. Așa. Și această suferință a mamei îi răspund eu acum. Să nu fie chiar tristă, pentru că, după ce vă spuneam, ați văzut raportul de țară de ieri, nu, nu ne-a fost acordată economie de piață, nu știu dacă ați urmărit la televizor, n-ați urmărit. Se vorbește la modul cel mai tare despre corupția din România. Se vorbește la modul foarte puternic, apăsat despre către exterior. Locul întâi. Locul întâi, așa, la corupție. Iar acum, eu iată-mă că am curajul să vorbesc despre corupția din învățământ. Eu sunt foarte puternic, pornit, foarte tare, de aceea să fac și tot felul de presiuni asupra mea, sunt pornit împotriva corupției din învățământ. Și fie că mi se va întâmpla, n-are importanță ce, pentru o idee că o să și mori, mă respect pe chestia asta, da. Mă duc până la capăt și vocea mea se va auzi. Vocea mea se va auzi. Iar dacă un semnal de alarmă a intrat aici, dacă un semnal dincolo, trebuie să se termine cu asta. Voi mi-ați povestit, din școala noastră, nu din altă parte, secvențele acelea care cu plicul, cu la mașină, erau vorbele voastre, nu eu, le-am auzit în altă parte. Nu le știam, de la voi. Deci voi vă dăduseți drumul la vorbe și spuneți, domnul profesor, domnul, sunteți copil. Acum în fața camerei, e foarte ușor să spuneți totul. Cum da, dar spun lucruri. Alina, Alina, stai secundă, Alina, dar am spus, dar... E adevărul, dar am spus eu ceva curând. Dar să iese din cameră. Da, păi, dar stă o clipă, voi ați dori să-mi, prin mijloace mai puțin ortodoxe, ați apelat la acestea mai puțin ortodoxe, ca să mă îndepărtați. Și nu vreți să fie consemnat asta. Nu știu dacă ați înțeles, niciunul din clasa asta nu are atâția bani încât să sună că poate cumpăra un profesor. Deci la noi ideea... Dar ați avut problema să mă cumpărați pe mine? Nu. Ideea de a avea un profesor care să-i dăm bani ca să trecem era că se poate și așa, la dumneavoastră nu. Și atât, asta nu înseamnă că dacă vine obligatoriu la profesorul... Dar n-am știut chestia asta, n-am zis ce... O luați voi cu profesorul, nu știu ce profesor, nu știu ce care... Nu știu de ce s-a ajuns aici un profesor. Păi și eu, dar nu știu de ce s-a ajuns la chestia asta, dar pentru dumneavoastră și gata. Dumneavoastră ați decis că e mai bine pentru dumneavoastră să vă retrage. Șt, este... Da? Spune-mi pe rog. Spun că ar trebui să vă retrageți și punct. Ce rost are să mai continuăm calul ăsta? Eu te respect încă o dată din tot sufletul pe tine. Dar această hotărâre cu atâta punct pe care îl pui tu, vine în urma discuțiilor purtate de către cei din jurul tău. Eu nu cred că e vocea ta. Eu nu știu de ce. Cred eu așa în conștiința. Poftim? Mă înșel? Nu mă înșel. Nu mă înșel pentru că atitudinea lui de a se apuca de învățat, stai să vezi că pe asta mă așez eu. Atitudinea lui de a se apuca de învățat vine în sprijinul ideii mele. Dar fiind atât de inteligent, s-ar putea să se fie apucat în vânta de frică să nu plecați mai un pastic. Hai să nu mai poate pe nu, 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 nu. Nu, eu chiar este un motiv pe care la care vreau să apelez. Dar ce vreau să spuneți e că s-ar putea să vă înșelați în ceea ce privește oamenii, în ceea ce privește modul în care gândesc oamenii. Oh, dacă pui problema acesta a ceea ce una spune alta face, este extraordinar. Eu sunt un naiv în treaba asta. Mi-a spus că o să mă filmați. Nu, dar ce se întâmplă? Bun. Dumneavoastră a spus la un moment dat că încetați cu mutarea. Da. Și timp de o lună de zile n-am să mai puneți. Bine, m-ați întors la chestia cu o să vă notez că voi mă șantajați și tot felul de replici care le-ați dat dumneavoastră. Apoi, șantajați la ce? La ce șantaj? Noi am încercat să vă șantajăm să nu mai puneți... Adică nu mai învățați nimic. Asta era șantajul. Da. Aseară dumneavoastră iar ați afirmat că ați promis că nu mai puneți niciodată și așa și v-ați spune de cuvânt. Dar eu am luat un 2 în timpul
promisiunii. Și câte este într-o lună zile să iei un 2? Probabil într-o conjunctură de aceea în care eu am fost supărat pe tine. Că ți-am pus, dacă tu faci mărturie acum că ți-am pus nota pe nedrept, eu mă retrag și spun, băi, ai probabil dreptate, fi greșit. Deci, pe... deci eu n-am pus problema așa, domnul profesor. Dumneavoastră ați spus o chestie, așa n-ați respectat și apoi iar v-ați întors la chestia asta. Dar tu ai văzut în perioada asta... Asta l-am notat pe ceea ce știam. Da. Colegul meu vrea să fie faptul... Stai jos, doar nu... Dumneavoastră nu... Nu vreau să spuneți cuvânt. Nu vreau să spuneți cuvânt. Adică ați spuneți sunar și faceți asta. Bun. Mai, să interpretăm așa, nu mă țin de cuvânt. Da. Să mă interpretăm, așa, așa s-a întâmplat. Deci, dar de ce că nu am reușit să mă țin de cuvânt? Pentru că și știam la ce se ajunge. Deci știam finalitatea, că avem lucrarea aceea. Nu, dar trebuia să mai afirmați chestia asta, că v-ați ținut de cuvânt. A zis o lună de zile și... Băi, dar pus-o în singur doi, a fost stresul... Ții, tu ai fost singur stresat, dar mi s-a spus că toată lumea a fost stresată. Haideți să recunoaștem un lucru. Dacă avem putere, o spun, dacă nu nicio chestie. Lozinca ne stresează, a fost adoptată ca strategie pentru a nu se mai lucra. Domnul profesor, noi suntem stresați la ora de matematică. Asta chiar nu puteți înțelege, că anumiți oameni, majoritatea, când vă privesc în ochi, în momentul în care pur și simplu se pierd și din cauza că nu știu, frica de doi, totul acesta înseamnă stres. Alina, eu, dacă tu mă convingi că colega ta este stresată... Este stresată, am văzut. Cine? Mila. Dacă este stresată și nu este, nu am măsura inconștiinței, dacă ea știe să mulțească două paranteze, și v-am dovedit-o anul trecut, două paranteze, le mulțească și se vadă semnul algebrei... Dacă nu știe, nu înseamnă că ființa respectivă nu este stresată. Păi mai, dar stresul nu cumva vine din lipsă de cunoștință, asta vreau. Vine și lipsa de cunoștință, dar asta nu înseamnă că noi nu suntem stresați. Dar cauza stresului, vreau să spun, cauza stresului este lipsa de cunoștință. Păi atunci, sigur că ești stresat. Eu acum încă o dată spun, sigur că ești stresat în momentul în care nu știi. La tabletă și prin situația aceea greu de... Și la o lucrare, când se descu foaia goală, ce stresul, de unde vine? Păi da, toate notele ale mele. Nu înțeleg chestia asta, pentru că n-am simțit stres. Dar mi s-a povestit și înțeleg pe ceilalți că sunt stresați. Da. Sunt stresați de ceea ce înseamnă viitorul lor, pentru că am fixație cu bagul. Da, păi viitorul lor înseamnă să fie foarte grijulii pentru viitorul lor, după părerea mea. Să fie grijulii și ei au promisiune, bănuiesc, că vor trece și bacul cu multă ușurință, iar ei erau un obstacol în toată treaba asta. Este o chestie care e ușor de descifrat, printre rânduri astea să se prindă foarte repede. Deci, câte vreme este profesorul aici, și eu am afirmat foarte hotărât și nu puteam să fiu ticălos să spun lasă că vă lucrez eu semestru 2 și nu știu ce. Nu v-am spus la bun început, cine nu face față minim la nivelul programului, acela va avea de suferit. Am spus așa? Nu așa. Ce nu trebuia să spun? Puteam spune, nu învățați nicio problemă, stați liniștiți, eu vă promit, merge treaba, șnur, ok. Nu știu, un alt ton, lucrurile explicate mai încet, să vă dați seama că nu suntem oamenii care să stea acasă și să știe că ai de întregi în matematică. Nu suntem acel tip de oameni, n-am făcut chestia asta niciodată. Dar Alina, la nivelul care vă aflați acum, mare masă, eu știam că acasă nu puteți face niciunul din greșițele cerea, știam asta. Deci câte vreme nu se învățau derivatele și cele mai elementare lucruri, nu aveai cum, nu crezi? Exact. Deci acasă când te duceai, ce se face, Hergele Giulia? Te uitai o leacă, nu, încă nu vrea să te apuci de învățat, te uitai o leacă acolo, nici nu te uitai, când am venit eu și am întrebat cine are ceva de întrebat, hai dus la tablă. Și nu aveai ce întreba, că nu lucrați niciun egheștiu. Deci toată lumea aceea care a fost lăsată de izbeliște nu s-a lucrat deloc. Nu s-a lucrat. Eu știam cum se lucrează. Dumneavoastră, la un moment dat, a spus că 2 este un semnal de alarmă. Deci, pentru mine și pentru avere asta, am putut și pe și alți colegi, era doar o demoralizare. În momentul care... Ne punea la pământ pur și simplu, domnul profesor. Poate? Ne punea la pământ chestia asta cu 2. Dar atunci, dacă eu... Mă vă mărturisesc. M-ați determinat acum să vă fac un lucru care să fie spre binele vostru. Cam calitatea asta să o fac.
datorită activității voastre și să vă pun la toată lumea notă. Vă promit acum, iată, și înregistrez, deci vă pun un propun notă ca să vă pot sprijini în demersul vostru frumos. Invitați colegii. Nu, no, este o reacție frumoasă. Da, nu știu, ce putere. Mă duc eu să mai tare.